ziua, spuneți-ne cum merg vânzările în prima zi de școală. Cum? Cum merg vânzările în prima zi de școală cu atâția elevii gata de nou în an? Da, merge bine. Hai, dă-i restul la... Da. Cum vi se par elevii? Pregătiți? Pregătiți și mai, cum să spun eu, cu poftă să cumpere flori. Stimați profesori, nu uitați că sunteți și veți rămâne întotdeauna modele și surse de inspirație pentru copiii pe care îi vedeți astăzi nerăbdători să înceapă școala. Cu toții, școală și familie, ne asumăm împreună o responsabilitate uriașă. Formarea acestor elevi care vă privesc astăzi cu admirație și respect. Mult succes tuturor în noul an școlar, Roxana Natalia Pațurcă, inspector școlar general, Alice J. Călăraș. Domnul subprefect Virgil Diaconu, vă rog. Da, mulțumesc și bună ziua. Mă apropii de o vârstă rotundă, fac în curând 60 de ani. De când mă știu, cel mai bun liceu din județul Găraș a fost întotdeauna liceul Știrbei Vodă. Fost Nicolae Bălcescu și fost liceu umanist, dacă nu mă înșel, mult de departe. Vă felicit că în continuare sunteți cel mai bun liceu din județul Călăraș. Felicit grupul de profesori care își dau silința și reușesc să ducă mai departe acest standard. Felicit elevii care aleg acest liceu și parcurg aceste clase. Felicit părinții care sunt orientați pentru elevilor, pentru copiilor, pentru că, într-adevăr, acest liceu a dat întotdeauna valori. Am un mesaj pentru cei de clasa 12, mă grăbesc puțin, mai merge și în altă parte. Să știți, voi cei de la 12, că sunteți în ultimul an de liceu. Este cel mai frumos an. Vă rog frumos, parcurgeți-l cum trebuie. Distrați-vă, învățați și mergeți mai departe, că vă plecați de aici. Mergeți mai departe și arătați că noi cei din Călăraș suntem cei mai buni. Ești gata de noul an școlar? Oh, da, sunt pregătită. Făcut toate. Ce an ești? A, 12 am trecut. O, deci te pregătești de bacă. Da. Am înțeles. Ce profil? Mate, infantism, informatică. Cum ți s-au părut până acum anii de liceu? La început mi-a fost puțin greu, în anul ăsta mă acomodez, dar în timp am obișnuit, a fost ok. Ce clasă ești? A 12. O, deci ai bac. Da, iau bac. Și cum se pare anul ăsta? Cum crezi că o să fie? O să fie un an ușor, deoarece învăț și știu cum să pun timp. Super, foarte bine punctat. Cum s-au părut așa toți cei 3 ani de până acum? Ușuri. Pentru că n-am fost stresat, a fost totul foarte ok. Cum ți se pară profesorii acestui liceu? Foarte buni. Cum ți se par anii de liceu? Cum să mi se pară anii de liceu? Așa, de... Frumoși în general. Da, e ultimul an la noi. E ultimul an, deci gata, da. Da. Pe ce profil? Mate Info, intensiv informatică. Deci aveți de învățat. Ești pregătit pentru noul an? Psihic nu. Sunteți gata de începerea noului an școlar? Da. Ce clasă sunteți? A 10-a e. A 10-a, pe ce profil? Științe ale naturii. Și cum a fost primul an pentru bobocei, să un mesaj către ei? E bine să aibă încredere în ei, să se înțeleagă cu colegii și să învețe. Anii de liceu până acum? Au fost frumoși, dar cam grei. Da. Tot pe știință. Recomand acest profil? Dacă ești interesat de știință, de a deveni doctor, de a deveni biologist, da, e un profil bun. Acum anul ăsta ești pregătită? Așa, așa. Sunteți pregătite de noul an școlar? Da. Ce clasă sunteți? A 11-a. Ce profil? Filologie bilingv. Și cum vi se pare? Este foarte în regulă, îmi place foarte mult și colectivul și materiile sunt foarte ok. Un mesaj către bobocii de anul acesta? Mult noroc și să-și facă cât mai mulți prieteni. Ești pregătită pentru anul acesta? Da, cred că sunt clasa 11. Clasa 11. Și cum au fost primii doi ani pentru tine?
Păi, nu știu cum să vă spun, în clasa nouă m-am transferat aici, am fost un semestru la București, m-am transferat la 2-lea aici și acum sunt în a treia mea clasă. M-am transferat din nou. Comparativ cu București, cum e școala de aici? Păi, să vă spun sincer, îmi place mai mult aici, probabil depinde și de liceul la care am fost la București, dar e mai în regulă aici, îmi place mai mult. Din ce punct de vedere, profesoral sau elevii? Ambele, din ambele. Ești pregătit pentru noul an școlar? Da, pot spune că mă simt pregătit pentru noul an școlar. Mă bucur că îmi revăd totodată colegii și că pot să-mi îmbunătățesc cunoștințele. Ce an ești tu? Sunt clasa 11. Clasa 11, cum s-au părut primii 2 ani? Primii 2 ani mi s-au părut relativ ușori. În primul an mi s-a părut oarecum mai grea integrarea între colegi, dar asta n-a fost un prag în a mă desăvârși, adică a fost un test mai mult pentru mine. Eu văd fiecare an ca o nouă provocare, o nouă provocare în care pot să capăt noi abilități și să fiu un om mai bun într-un final. Ce vrei să faci în continuare? Mi-ar plăcea să fiu poate un psiholog sau să merg undeva într-un job unde să mă afirm, unde să fiu aproape de oameni, pentru că nu-mi place să fiu singur, nu-mi place să lucrez cu mașinile, mie îmi place să lucrez cu oamenii. Foarte frumos. Spune-ne și un mesaj către viitorii boboci. Un mesaj către viitorii boboci este, în primul rând, să aibă încredere în ei, în al doilea rând, să fie atenți în tot ceea ce fac și, în al treilea rând, să aibă noroc și succes. Ești pregătit de noul an școlar? Sunt pregătit, deși nu prea aștept bacul acela. E foarte nasol pentru că este o povară foarte grea pentru noi elevii de a 12, cel puțin. Deci să înțeleg că ești clasa 12. Da, sunt anul terminal. Cum au fost cei 3 ani până acum pentru tine? Foarte frumos. Nu mi-am dat seama când a trecut acești ani. Mamă, deci aș da orice ca să mă reîntorc în a noua acum. Deci un mesaj pentru boboci. Pentru boboci? Distrați-vă cât mai mult, dă-le încolo de absențe, de chileală, Caterinca maximă. Cum vi s-au părut primii ani de școală? Eu doar m-am mutat în această clasă. Unde ai fost? În Ștefan Mulnescu. Și cum ți se pare așa? Acel liceu sau acesta? Ambele. Acela este profesorii mult mai... Nu se implică așa mult față de aceștia și este colegi mult mai drăguți. Bună dimineața, stimați oaspeți, profesori și părinți! Ne bucurăm că ne sunteți alături la acest început de an școlar, când elevii liceului nostru se pregătesc de un nou început, de o nouă etapă a vieții. Aș dori să le urăm bun venit bobocilor, care cu siguranță și-au manifestat de la început dorința de a deveni elevi ai liceului agricol Sandu Aldea. Nu vor regreta că au ales acest licee. Elevii care nu mai sunt boboci, celor care au mai puține emoții astăzi, bună revenită acasă, fiindcă aici este pentru 5-6 ore zilnic casa fiecăruia. Dragi părinți, vă asigurăm că vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a răspunde exigențelor dumneavoastră. Vă rugăm să fiți alături de noi, să ne sprijiniți în realizarea unui adevărat parteneriat din care vor avea de câștigat copiii dumneavoastră. Doresc să vă mărturisesc mulțumirea mea că sunt coleg
cu un colectiv de cadre didactice de o valoare profesională și umană de excepție. Dragii mei colegi, vă mulțumesc pentru dăruirea voastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă an de an și vă urez să fiți sănătoși, puternici, răbdători, pentru ca împreună să ducem acești copii pe o treaptă mai sus. Aceste mulțumiri și urări le adresez întregului personal didactic auxiliar, nedidactic, care depun toate eforturile ca această instituție să funcționeze, să fie curată și primitoare. Tuturor vă doresc un an cu împliniri școlare și profesionale, bucurii și gânduri bune. Să ne dea Dumnezeu un an școlar bun!